Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ați venit, dragii mei, la o nouă etalare. De data aceasta voi face o etalare pentru luna februarie, zodia Berbec, luna sau ascendent în zodia Berbec. Dragii mei, nu uitați că este o etalare generală, așa că vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați dumneavoastră. Și dacă nu v-ați inscris la canal, vă recomand să apăsați clopoțelul, este gratuit și în acest mod veți primi în timp real notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs și mai mult decât atât, noi ne vom conecta energetic pentru a primi răspunsuri mai clare și precise din partea tarotului în etalările viitoare. Haideți să vedem, dragii mei, și dacă vă place sau v-a plăcut etalarea, puteți mulțumi simplu dându-mi un like. Pe mine mă ajută foarte mult, pentru că în spatele acestui videoclip este timp, dedicare și, bineînțeles, o fac cu drag pentru dumneavoastră. Și dacă doriți, puteți să mi oferiți și dumneavoastră la rândul un like. Zodia Berbec, asul de monede. Ce faceți? Plecați pe un nou drum? Aici cineva dintre voi văd că merge la o instituție de stat sau trebuie să se informeze în ce privesc anumite documente legale, asul de monede, un nou început, poate un nou studiu, un nou curs profesional, o nouă cale a destinului dumneavoastră se deschide, da? Sau chiar o sumă pe care ați cerut-o de la bancă, veți primi răspunsul sau suma respectivă. O șansă, o oportunitate pentru voi în luna februarie, un nou început, o nouă cale. Poate veți merge într-o instituție și veți fi sfătuiți într-un mod înțelept sau în ce privește norocul dumneavoastră. Aici e clar că va fi o oportunitate, ori de carieră, ori de job, ori de studiu, ori de un curs profesional. Da? Și văd că ori vă mutați într-o casă, ori poate vă cumpărați un obiect pentru casa dumneavoastră. Poate veți primi o sumă de bani sau un sfat, o mână de ajutor, o veste, o comunicare ce privește un nou drum. Sau poate un copil are un rol important în viața dumneavoastră și studiile acelui copil. Haideți să vedem, zodia Berbec, o renaștere, o reînnoire în viața dumneavoastră, da? Poate veți primi vestea că veți avea un copil. Aici cineva văd că veți afla o veste din familia dumneavoastră sau de la membrii din familie sau din partea unui copil. O veste că se poate întoarce acasă sau dumneavoastră vă mergeți și cereți sfaturi și vă informați, aprofundați mai mult în ce privește un nou drum acasă sau în ce privește familia dumneavoastră. Aici văd că veți avea o veste, veți primi o veste, o comunicare care vă va face să revizionați trecutul și prezentul și vă va face să reflectați, să meditați și să iertați, să renunțați la critica, la judeca. Vă veți da seama că va veni momentul ca dumneavoastră să mergeți mai departe și veți vedea mai clar care e acea direcție, acea stradă. Veți vedea cu claritate pe ce stradă să mergeți. În ce privește un proiect în special sau o dorință de-a dumneavoastră și veți ști ceea ce trebuie să faceți. Judecata întotdeauna duce renaștere, reînnoire. Judecata, claritate în ceea ce privește destinul vostru, al viitorului, da? O situație care vă va ajuta să vedeți mai cu claritate în ce privește viața noastră personală în familie și să luați o decizie în ce privește un nou drum, o nouă cale, cu roata destinului aici pentru a pleca. Pentru a face o călătorie la familia dumneavoastră, cu roata destinului peste hotare chiar. Cu roata destinului aici poate aduce și... Văd că se vor termina situațiile karmice prin care ați trecut până acum. Poate v-ați aflat peste hotare și doriți să vă reîntoarceți în familie, pentru cei care sunt plecați în afară. Pentru alții văd că legăturile karmice, situațiile karmice, problemele și tot prin ce ați trecut dumneavoastră, care v-a dat bătăi de cap, se va termina, se va încheia.
Și aici e posibil se termină ceva pentru voi, un ciclu. Se termină un ciclu și o veți lua de la început, veți lua pe un alt drum, veți avea parte de nou început și chiar un progres ne aștepta cu noroc aici, o schimbare pozitivă în viața noastră care va veni, da? 10 de bețe, v-am spus, se va termina ceva pentru că nu se mai poate și aici văd pe cineva foarte obosit, foarte instabilitate la locul de muncă, instabilitate în afaceri care vă dă bătăi de cap, care revin în viața noastră pentru ca dumneavoastră să vă învățați lecțiile. Aici cineva trebuie să evolueze pe plan spiritual sau sufletesc și cum poate să o facă? Învățând lecțiile și când veți vedea că aceleași lucruri se repetă, rugămintea mea este și chiar rugămintea cărților, da? Este să, când vedeți că se întâmplă aceleași lucruri, încercați faceți alte alegeri sau să căutați o altă modalitate pentru a nu mai repeta aceleași greșeli. Aici cineva trebuie să renunțe la anumite responsabilități pentru că vă văd foarte obosiți și cred că veți renunța la ceva pentru că nu se mai poate, se termină un ciclu care v-a stresat de ceva vreme. V-a stresat și trebuie să mai cereți și ajutorul altora să vă ajute pentru că nu vă place, nu mai puteți și aici văd că sunteți pierduți în propria noastră lume și nu mai reușiți să vedeți oportunitățile magice care viața vi le oferă. De ce? Pentru că sunteți foarte obosiți și stresați sau instabilitate în lumea dumneavoastră, la locul de muncă sau dumneavoastră știți în ce arie, dar această instabilitate și chiar o trădare sau o minciună sau foarte multe responsabilități, muncă, stres, vă poate duce să pierdeți anumite oportunități sau lucruri frumoase care viața ni le oferă. Și văd că cineva e plictisit sau e nemulțumit și e pierdut propriu în lumea sa proprie de a face aceleași lucruri, de a repeta aceleași situații. Rutina asta zilnică, justiția, dar văd că vi se va face dreptate, dragii mei berbeci. Aici, justiția, văd că unii dintre voi doriți să divorțați sau trebuie să luați hotărârea să vă căsătoriți. Sau aici, cineva vi se va face dreptate în anumite situații, probleme și nedreptăți prin care ați trecut. Vi se spune să fiți obiectivi și imparțiali. Și să vă faceți respectați, să luptați pentru în ceea ce credeți dumneavoastră și pentru drepturile voastre și să vedeți toate părțile unei situații. O veți întoarce, o problemă de-a noastră, o veți întoarce pe toate părțile și pentru a o aprofunda înainte de a lua o decizie, pentru că aici văd că va trebui să luați o decizie în ce privește legea, în ce privește căsătoria sau documente legale. Și vi se spune oricum că veți câștiga, da? Este poziția noastră este una de integritate și vi se va face dreptate. Zodia Leu, Balanță, Berbec, Leu, Săgetător. Cu forța aici văd că veți avea forța necesară pentru a învinge orice sfidă, orice provocare, orice dușman, orice blocaj. Pentru că veți avea aceste sfide și provocări, dar veți fi curajoși, văd aici și văd că vă veți urma inima, să spunem așa, vă veți urma inima pentru ceea ce vă doriți dumneavoastră, pentru a vi se face dreptate. Pentru alții dintre voi, văd o pasiune între dumneavoastră și persoana iubită și văd că va reveni echilibru în viața dumneavoastră. Doi de monede. Văd că lucrați, aveți două locuri de muncă sau vă ocupați de două priorități, două situații și e posibil să vă aducă un pic de dezechilibru în viața noastră. Așa că văd că vă junglați așa și cu anumite lucruri sau veți fi între două situații și va trebui să aduceți un echilibru în bugetul dumneavoastră, în bugetul dumneavoastră pentru a avea stabilitate financiară. În ce privesc acordurile, afacerile și aveți nevoie de echilibru și de armonie, dar acest lucru vi se recomandă să-l faceți cu zâmbetul pe buze, într-un mod mai distractiv, mai lejer, pentru că, dar oricum văd că veți face față cu brio aceste multiple priorități pe care le veți avea.
Și regina de monede, aici văd că veți fi stabili pe tronul vostru, veți avea parte de stabilitate financiară, veți fi foarte practică și chiar și generoasă, veți face un echilibru între artă și munca dumneavoastră, vă veți ocupa foarte bine și de casă și de muncă și de familie și văd că veți fi foarte practică în ce privește acțiunile voastre. Vă veți axa foarte mult pe cariera dumneavoastră, pe stabilitatea noastră financiară. O femeie brunetă poate are un rol important sau un semn de pământ Taur Fecioară Capricorn cu care veți intra în contact și vă poate ajuta în ce privește stabilitatea financiară, da? Și văd că veți fi mai și Balanță, Vărsător și Gemeni. Vi se spune să fiți mai atenți sau, pentru că veți avea anumite semne de întrebare în ce privește această femeie, să fiți mai atenți, să fiți mai curioși, să vă informați mai bine în ce privesc anumite documente sau ceea ce doriți dumneavoastră să știți în ce privește partea financiară sau poate chiar pe rețele de socializare văd că veți căuta o femeie în semn de pământ Taur Fecioară Capricorn sau veți comunica cu o femeie. Și vi se spune înainte să mergeți mai departe să fiți curioși să aflați mai multe și cât mai multe informații, da? Pentru a face față provocărilor cu cât mai bine, să spunem așa, și trebuie să revedeți anumite documente cu atenție, da? Văd un pic de excitare, de curiozitate. Haideți să clarificăm, dragii mei, să vedem aici ce cu asul de monede pentru zodia Berbec. O, noroc! Vedeți, din nou, a ieșit norocul. Veți avea parte de un noroc, dragii mei, în luna februarie. O sumă de bani, o surpriză, un noroc frumos. Da, generozitate pentru familia dumneavoastră. Veți primi sau veți face investiții pentru familia de dumneavoastră pe termen lung, pe viitor. Aici vă stabilitate financiară, ajutor din partea cuiva, poate cu judecată. Aici văd o reînnoire, o renaștere pentru voi, dragii mei. O reușită în afaceri, un acord. Da, văd un acord, poate de la drum, de peste hotare sau pentru un drum. Dar cu noroc, o reușită într-o afacere. Văd zecele de bețe cu boala. Aici foarte multă muncă vă duce chiar și la o boală. Vedeți, să beți mai multă apă pentru că e posibil aceste responsabilități sau stres vă dă bătăi de cap și vă poate bloca. Să nu mai puteți înainta. Dar văd că se termină un ciclu, vă veți elibera de ceva, vă veți elibera de o dependență. Vă veți elibera de anumite responsabilități, greutăți care au stat pe spatele dumneavoastră de 10 luni, poate, sau din luna august-septembrie. Și cifra 10 are un rol important. Va da bătăi de cap. Și văd că vă veți bucura. Da, vă veți bucura aici în ce privește starea dumneavoastră emoțională, ceva care v-a ținut pe loc. Justiția. Vi se face dreptate. Veți rezolva documente legale. Da? Și chiar veți primi banii. Vi se va face dreptate în ce privește documentele, un nou început. Forța. Forța la drum. Aici văd că la drum veți avea parte de forță și de curaj, de răbdare în drum, la drumurile dumneavoastră. Veți avea mai multă putere personală și vă veți da seama de această putere personală. Și veți fi învingători. Doi de monede, un bărbat de afaceri, în semn de pământ, Taur Fecioară Capricorn, poate acest bărbat jonglează, este nehotărât sau trebuie să se ocupe de două lucruri sau două decizii. Veți avea parte de un succes din
din partea unei femei, prunețele cu tenul măsliniu, poate fi o prietenă din trecutul noastră sau o persoană cu care colaborați, un ajutor, o generozitate, un succes. Și pajul de spade. Pajul de spade, văd că persoana iubită poate fi o femeie, semn de apărat scorpion pești sau persoana iubită, aici va fi mai logică sau poate fi mai curioasă. Veți vorbi cu ea pe rețele de socializare. Haideți să vedem și ce vă spune oracolul călătoriilor. Să îmbrățișați entuziasmul pentru că veți fi entuziasmați. Și 4, cu cifra 4 are un rol important, văd o transformare pentru voi. Veți fi fericiți, să știți, pentru stabilitatea noastră. Veți avea parte de stabilitate în ceea ce vă doriți și vă veți regăsi entuziasmul de a trăi, de a vă bucura. Haideți să vedem și ce vă spun șamanii. Șamanii vă spun că ai nevoie să cureți casa ta, să reenergizezi casa sau corpul tău. Pentru asta cred că se va conclude un ciclu. Aici vei avea parte de pozitivitate într-o situație o reușită și văd că îți vei regăsi armonia. Dar trebuie să clarifici o situație și o situație se va clarifica. Da? Va ieși lumina. Vei vedea mai clar. Dar ai nevoie să bei mai multă apă, repet, pentru că ai nevoie de mai multă energie. Ai nevoie să te odihnești, să-ți recapeți, să-ți regăsești energia de odinioară. Dar trebuie să renunți la ceva și vei renunța la ceva. Vei renunța la ceva. Va trebui să lași ceva în urmă, pentru că altfel te va obosi, te va îmbolnăvi. Și ți se spune să renunți, să-i lași să plece, să lași trecutul în urmă. Și vei avea tot ceea ce-ți dorești și ceea ce meriți. Ți se va da tot ceea ce dorești și tot ceea ce meriți. Da? Ți se va pune corana pe cap pentru că meriți acest lucru. Dragii mei, sper că v-a plăcut etalarea, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare la următoarele etalări. V-am pupat și vă doresc o lună februarie minunată, binecuvântată. Vă iubesc, sănătate, la revedere!